În decursul zilei de duminică, pe DN6, în localitatea Strehaia, a avut loc un accident între două autoturisme. În urma impactului, o persoană a fost încarcerată. La locul producerii accidentului au intervenit pompierii din cadrul stației Strehaia cu auto specială de stingere cu modul de descarcerare și o ambulanță smurd. Seara trecută, două echipaje de pompieri din cadrul stației Strehaia au intervenit cu o auto specială de stingere cu modul de descarcerare și o ambulanță smurd la un accident rutier anunțat cu o persoană încarcerată, produs pe drumul Național 6 la intrarea în localitatea Strehaia. La sosirea forțelor de intervenție s-a constatat că cele patru persoane aflate în autoturismul implicat în accident au reușit să se autoevacueze. Tinerii cu vârste cuprinse între 13 și 20 de ani au fost asistați medical de paramedici smurt și saj, însă au refuzat transportul la spital. La sosirea forțelor de intervenție s-a constatat că cele patru persoane aflate în autoturismul implicat în accident au reușit să se evacueze. Tinerii cu vârste cuprinse între 13 și 20 de ani au fost asistați medical de paramedici smurt și saj, însă au refuzat transportul la spital.